Excelentă treabă, Penny! Tom, nu e impresionantă? Oh-oh, nu arăți prea bine? Oh-oh! Oh, nu! Penny, ești bine? Tom, o poți duce la spital? Amber trebuie să o vadă imediat. Amber, avem o urgență. Penny a aterizat forțat și Tom a tractat-o până aici. Poți ajuta? Ia uite-o! Oh, biata Penny! Haide, Penny! Amber vrea să te consulte. Nu e cazul să fii speriată, va avea mare grijă de tine. Oh-oh, muzica tare o face pe Penny să se simtă mai rău. Amber, mama ta are dreptate. Mulțumim că ai încercat să o înveselești pe Penny, dar muzica tare nu e de ajutor acum. Cu ce vei începe, Amber? E cumva pentru aripa lui Penny? Te simți mai bine? Minunată idee, Amber! Penny, medicamentul acesta va face ca stomacelul tău să se simtă mai bine. Stai așa! Va avea gust rău doar pentru o secundă, dar e mai bine decât să te doară burtica, nu? Haide, dă-i drumul! Ai văzut? N-a fost atât de rău. Deja te simți mai bine. Salut, micuțo Amber! Ah, o compresă rece. Ce drăguț din partea ta. Penny, te simți suficient de bine încât să mergi acasă? Amber, mulțumim pentru ajutor și îți mulțumim și ție, micuțo Amber. Sunteți o echipă minunată. Oh, nu uita de bomboană. Yum! Bună, Tom. Urmărești cascadoriile lui Penny din nou? Văd că te simți mult mai bine. Ne vedem mai târziu. Pa, Amber! Pa, micuțo Amber! Ne vedem data viitoare, prieteni! Uite-l pe supercamion! Și cred că l-a ajutat pe Frank să stingă un incendiu. E timpul să se întoarcă în peștera lui secretă și să se răcorească.
Casă, dulce casă. Ce s-a întâmplat acolo? Nu arăți prea bine? Cred că e nevoie de ambulanță, Amber. Bună, Amber! Supercamionul, adică Carl, nu se simte prea bine. Îi este cald și amețit și are nevoie de ajutor. Ai putea merge să-l vezi? Amber, stai! Nu e la el acasă? Ai putea păstra un secret? Carl are o peșteră secretă. Doar urcă-te pe platformă și te va duce acolo. Gata? Impresionant, nu? Unde e Carl? E chiar acolo? Ai dreptate, chiar e supercamionul. Dar sub masca aia e Carl. Vezi? Deschide mare, Carl. Amber vrea să-ți ia temperatura. Carl, Amber spune că te-ai supraîncălzit. Și se pare că te-ai și rănit puțin când te-ai izbit de perete. Amber, ce crezi că e de făcut? Bună idee! Carl se va simți mult mai bine după ce se va răcori. Carl, te simți mai bine? Stai liniștit. Amber va aduce ceva ca să-ți treacă și greața. Ai niște sirop? Carl, deja arăți mult mai bine. Asta e tot, Amber? A, da. Carl s-a rănit când a amețit coborând. Mulțumim, Amber. L-a făcut pe Carl să se simtă mai bine. Acum se poate întoarce la treburile lui de supererou. Carl, uite-ți bombonica. Platforma te va duce înapoi pe stradă. Dar adu-ți aminte, nu spune nimănui despre ce ai văzut aici. Ia uite-l pe Jerry, mașina de curse, și cred că e pe cale să câștige încă o competiție. Haide, Jerry, hai că poți! Oh, nu! Nu vede pe unde merge. Atenție, Jerry! Vine o curbă chiar acum. Au! Ești bine? Ambulanța Amber e în mulțime. Vrei să o chem în ajutor? Bună, Amber! Jerry s-a rănit de stâncile alea. Ai putea veni să-l vezi? Haide, Jerry, să vedem! Of, Doamne! Cred că vei avea nevoie de ceva ajutor. Micuțu Amber, probabil că nu ești foarte puternică. Wow!
Ce copil puternic! Acum să vedem care e problema. Vești bune, Jerry. Amber spune că totul e ok pe dinăuntru. Dar poate ai vreo rană externă. Ai dreptate, Amber. Cred că Jerry s-a rănit când a lovit acele stânci. Dar ce avem noi aici? Niște spray, niște unguent și bandaj. Cu ce începem, Amber? Bună idee! Să curățăm rana cu spray-ul. Micuța Amber, ai putea aduce unguentul mamei tale? E pentru a proteja rana. Jerry, mai trebuie să punem bandajul și vei fi gata de plecare. Trebuie să înfășurăm cumva bandajul ăsta pe Jerry. Bineînțeles! Micuța Amber e suficient de mică încât să încapă sub Jerry. Asta e tot? Amber, Jerry îți este foarte recunoscător și ar vrea să-ți mulțumească și ție, micuțo Amber. Ai fost de mare ajutor și drăguță, precum mama ta. Faceți o treabă minunată. Jerry, să fii atent, da? La revedere! Bună, micuțo Katie! Bună, micule Tom! Văd că vă distrați de minune! Vă jucați ceva? Ce joc interesant! Tom, numără până la 10, astfel încât micuța Katie să poată avea un avans. Mai bine ai încetini, micuțo Katie. Dacă devii prea extaziată, ai putea avea un accident. Of, Doamne! Micuțo Katie, ești bine? Mai bine ai merge la spital și ai lăsa-o pe Amber să-ți verifice rănile. Amber se va îngriji de tine. Bună, Amber! Micuța Katie a avut un accident. E destul de răvășită. Ai putea să o ajuți să se simtă mai bine? Micuța Katie, Amber te poate primi acum. Să o urmăm în cabinet. Micuțo Amber, micuța Katie a avut un accident. Mergea cu viteză la locul de joacă și nu era foarte atentă pe unde conducea. Micuțo Katie, Amber îți va asculta motorul. Rămâne mișcată puțin. Totul pare în regulă. Hai să ne uităm la zgârieturile și tăieturile de pe fața ta. Amber îți va curăța tăieturile. Va scoate sticla din far și te va bandaja, micuțo Katie. Acum e momentul pentru unguent și câteva bandaje. Avem nevoie de plasturi, nu de rola de pansament.
Nu, nu acelea, micuță Amber, cutia cu plastic. Of, micuță Amber. Asta este micuță Katie. Bea asta. E important să bei o mulțime de lichide. Gata, micuță Katie. Ești plasturată toată. Amber, îți mulțumim că ai îngrijit-o atât de bine pe prietena noastră. Așa este. Acum poți să mergi să alegi o bomboană din aparatul acela gigantic de bomboane de pe hol. Micule Tom, micuța Katie e gata de plecare. Voi doi ar trebui să o lăsați mai moale în după-amiaza asta. Bună idee! Mai bine vă jucați ceva mai liniștit. Distracție plăcută, prieteni! Atenție să nu vă răniți! Ne vedem data viitoare! Bună, micule Charlie! Unde mergi? Mergi spre șantierul tatălui tău? Au început să crească căpșunii în orașul mașinilor? Nu-i atinge, micule Charlie! Căpșunii verzi nu sunt copți încă! Nu, micule Charlie! Căpșunii verzi te vor îmbolnăvi! Încă nu sunt copți! Atenție, micule Charlie! Arăți prea bine. Micule Charlie, uite-l pe tatăl tău. Așa e, micule Charlie. Trebuie să mergi să o vezi pe Amber. Micule Charlie, tatăl tău e acolo. Da, Amber te va opri din învârtit. Bună, Amber! Micul Charlie a mâncat un căpșune necopt, iar acum e amețit. Ai putea ajuta? Stai liniștit, micule Charlie! Amber te va ajuta! Amber, i-ai putea aduce mamei tale verificatorul de ochi? Micuță Amber, nu vrem să-i scoatem ochiul micului Charlie. Haide să-ți verificăm ochii, micule Charlie. Minunat! Ochii par în regulă! Micule Charlie, nu am terminat încă! Încă ești amețit! Micule Charlie, ai nevoie de un bandaj! Ce e asta, Amber? Ca să-l ajute pe micul Charlie cu amețeala? Bine gândit, micuță Amber! Deschide mare, Charlie! E în regulă, micule Charlie! Medicamentul nu are gust rău! E în regulă să îl înghiți! Vezi? Are gust bun, nu-i așa?
Are gust de căpșune? Amber, mulțumim că ai tratat amețeala micului Charlie. Așa e, micule Charlie. Acum poți merge să alegi o bomboană din mașina de dulciuri gigantică. Charlie, micul Charlie e gata de plecat. Micule Charlie, lasă căpșunii în pace. Ne vedem data viitoare, prieteni. Okay.